Salutare și bun găsit, prieteni, la un nou episod de Eurotruck Simulator 2 în turul hărții cu noul man. Suntem aici cu nelipsitul Jasuil. Salut, băieți! În fel de a doua casă, cum s-ar spune, noi am rămas în episodul trecut, unde am rămas la Coimbra. Și astăzi o mergem până la Faro. Și m-a găsit pe mine aici la Coimbra, că am avut și eu o descărcare. Unde am luat eu cursa, mă, când am luat la Coimbra? Am luat-o la? La Falo, Faro. La Alborg, hai că zicep și eu. Bă, da, mă, băieți, a venit aici și m-a găsit în Coimbra, eram parcat la 24 de ore. La 45, băs. Nu, era la 24. La 24, stai să iau curță din nou, că am luat la Albor, nu știu eu, la Coimbra, la Faro. Nu știu, medicii... Era la Faro. Așa, ia să iau din nou. Eu îmi verific camionul acum. Verifică, uite, să mai iau o dată curță, asta-i treaba. Eu sunt în... Clasnice... Modul view. Cum mă duc pe sus așa? Am urcat pe cabina acum. Bă, dă-te firele sunt legate? Cadru. Sunt legate și firele, n-am treabă. Ah. No, e bine rău de tot ce e aici. Fugă. Faro, am văzut faro. Așa. Becurile merg și ele toate. Radioblii, electrocasnice, da, bun. Tab. Și hai să luăm prieten remorca, că am luat altă. Păi, ar fi cazul să iei, domnule zic. Am greșit remorca. Unii remorca? Unii remorca, bă? Ah, e cu... O văd mai aproape, cu bun. Hai să dăm cu spatele. Arată-le la oameni ce asortat sunt eu, așa. Dacă vine, am imediat înapoi. A, uite, am numere de Cluj. Cluj 48, BKH. Ce-ai? Hop. Și camionul ăla de Germania, doar de Germania. De Germania, ok. Da, de Germania. În sfârșit am luat și eu 43 de kilometri. PH16, tot ce trebuie, n-am treabă. Treceți înainte. Ce? Treceți înainte. Așa, ca să se vadă pe asorteu. Da, arată-l la oameni așa, un pic, păi stai să defilez eu așa. Treci în fața mea. Uite, se defilez așa un pic așa. Defilează. Uitați, fraților. Un Volvo, bine, n-are nicio legătură cu treaba, dar am zis și noi. Uitați, fraților, ce asorteie băiatul. Adică eu. Acum poți să o iei înainte. Că nu, așa trebuie să o iei înainte. A, să mergi tu în față, că poți să mergi în spatele tău. Păi și eu, dacă merg eu în față, stai să-mi setez GPS-ul, că eu n-am marfă. A, stai că dai eu înainte, dar de toate. Păi, am uitat. Tu acum mergi cu golul, ai bani. Hai, dă-i. Păi eu am patron. Hai, dă-i. Așa, frate. Haideți după Z-ul. Așa. Bun, aici nu. Bun, așa. Bă, dacă ajung la Faro... Retardarul mi-a activat. Câți kilometri sunt, mă? 432 erau, 431. Aaaa. Ce-a? A. Mi-e zilic pentru mă. Eu sunt învățat cu Alin, stau să... Nu trebuie să stai, frate, dar în contra, uite, eu merg așa. Eu pun frâna. Dacă al tău e mai puternic. Și mai e și golcică. Și și gol, trebuie să meargă mult mai sprinten. Uite, bă, nu. Ce m-a găsit domnul Z aici pe mine în parcare la 24 de ore. Și acum mergi către altă parcare. Nu, merg în altă parte să iau marfă. A, din Portugalia, din Faro. Da. Ai tu pilele exact. La ce vă? Da. Bă, dar ce-i aici, mă, ce-i? Auta-ți, fraților, ce se urcă domnul Zeta pe toate giratorile. Păi dacă așa trebuie, cum? Așa... Aici e bine, semnele dăm și noi, poate că nu vine nimeni. Nu vine. Dar chiar devine, trebuie să-mi realizează toate chestia. Se înliberă ca vântul. Exact, o scrie în logic, scrie în Eurotruck-ul. Și ca pasărea cerului. N-ai cum să-l ratezi. Oricât de... neatent ai fi. Da.
ciudat, chiar da. Și eu alien să vină, dar nu se pare treaba că nu răspuns. Că de obicei eu l-aș lupea dinții când auză. Dar nu răspuns. Asta. Pe unde domnul zic? Așa, băi, eram și modul de GPS, dar în română, dar nu stai că trebuie că să-mi pe nu merge. Au ce fluieră, Coco. Da. Fluieră, face tot felul de... A intrat înăuntru. Poate, vezi cineva, vezi, aude pe un fundal, zgomot, ce aude voi acolo? E Coco al meu, băieți. El e sponsorul, el e sponsorul canalului lor. Da. Nu vă sperieți. E Coco. Acum face scandal, nu facem vizionări, nu facem... Ne ceartă. Dar mare scandal. Ne ceartă, spune, bă... Amărâților, bă, hai bă. Ai luat-o pe acolo, domnule Zed. Eu am luat țeapă. Mare țeapă ce te luat, mă. Așa. Toate coimbrele, hap. Le țin doar pentru mine, măi. Da, mă, frate. Coco e Coco, mă, n-ai ce să zici. E sponsor oficial, mă, cum adică. Mamă, ce te ajung așa de nou. Hai, ușor așa, să mergem după domnul Z aici. Care are... A, nu știu ce am, da. 1883. Pot aici, în față, numele să-l știe ăia, dacă face prostii să-l baneze. Așa. Bă, nu știu cine lucra pe camionul ăsta, dar... Rezervorul e plin. De obicei, când ne iei de la angajat, îl găsești, ba, cu jumate, ba, aproape terminat. Te las că e bine, frate. Vă că ăsta n-a fumat, nu mi-a rasat țigară în el. Nici n-a fumat? Nu, e băia nefumător, nu. Nu, că eu când angajez, prima pe listă este să nu fiu fumător. De ce, mă? Ce are? Păi nu, că mi-a... Trebuie strici. Tu. Când vinde cine, cum, vând camionul, fac aia pretenții, că mi-a rasat țigară, mi-a rasat. Înseamnă că nu prea angajez. Păi nici dracu nu l-a angajez, că mai tot șoferii de tir. Păi nu, că toți fumează. E doar așa, de interviu. Bă, fumezi? Da. Nu fumezi în camion. Fume? Fume bine, e... că, bine că știi că sunt țări în care n-ai voie să fumezi în camion. Păi or fi, da, îți dai seama. De exemplu, în Anglia, știi și tu, nu prea ai voie să fumezi în camion. Deci în România nu prea ai voie. În România. Bă, e fain, dar în joc, în realitate, nu e așa de fain. Și o spun din propria experiență. Ce cu tine? Vine unul cu pingul crecut casa. Da, mai mulți, nu unul. Ai tu probleme? Bine că am pus frâna direct. Ce e aici, mă? Mamă, ce pinguri au jegoșii ăștia. Da, ți-am zis. Mamă, nu pot să le vorbesc pe-n stație, că le ziceam eu ceva. Le ziceam ceva de ca și pare. Dă o înjurătură, că YouTube-ul crede că suntem copii și ne închide comentariile. Știi treaba asta? Ce? YouTube-ul crede că suntem copii. Crede că suntem copii și ne închide comentariile. Da. Da, așa am înțeles o motivare a YouTube-ului. Uite, frate, sunt videoclipuri unde n-am înjurat. Tu unde știi... Vrea să-i arăt la YouTube ce am eu în pantalon, să vadă că nu sunt copil? Rar, mă, da, da, să-mi zic că de buletin, că-i dau buletinul de acolo. Da, de acum acolo să-mi lipesc pe frunte buletinul, știi? Da, bă, uite... Să fie da, așa am înțeles, că algoritmul YouTube-ului de...
Ar zice el că ești copil. Cam auzit oameni care... Știi că dacă ai monetizare pe canal, poți să iei legătura cu ei, știi? E o prostie, știi, dar mă rog. Părerea mea, știi? Mamă, ce ping are ăla, 159. Lasă, așa. Îndepărtăm de ei. Da, și crede că ești copil, așa că trebuie să spui băgameaș. Băgameaș, fructus gura mentei. Luați-aș. Da, la... A, uite, domnul Zetu, ce merge cu 110. La ial și voie bună. Bă, băieți, pe noapte lucrăm, noaptea ai 3. 4, fără da, noi minute. Discutăm așa între noi aici în cabină, da, da, da. Să nu vă plictisiți nici voi, să auziți chestia. Da, avem activat. Așa, dacă nu vorbește niciunul dintre noi și doar conducem așa. Avem activat Discord-ul pe camion. Da. Mi-am pus funcția de Discord în camion. Da, și știu că eu dacă aș fi șofer de camion, mi-aș fa, da, trebuie internet. Păi. Ai date mobile, ce drag. De fapt, plătește patronul, ce primi. Mr. Z IT aici. IT. Lisabona, intrăm în Lisabona. Mr. Z IT. Limită, frate, de 70 la oră. Și noi mergem cu 120 la oră. Ce vorbești? Aude, mă, ce frumos se vede. Real life, nu? Așa. Ca să râd de cineva, real life. Real life. Tu l-ai în gură de amețat. Ca să numează YouTube-ul că sunt copil. Bă, dar de ce îmi dă mie aici limitare de 70? Păi și eu am, frate. Și stă dar nu știu podul... de ce dracu e. Nu știu de ce e limitare aici pe pod cu 3 benzi. Stă podul să cadă. Cred. Adică dacă cred, merg cred, încet sau merg cu 120, cred că dacă merg cu 120 trec mai repede de el. Nu se... Bă, uite, mai trec și bicicliști, mai trec și... Da, dar bicicliștii au banda lor. Cred. Nu, bicicliștii merge pe aia de viteză. Ceu, mă rog. Ceu. Eu zic pe ceu, ceu. Asta-mi întreb, de prietenul ăsta. Zetule, după... După podul ăsta... După cursa asta, băgăm un GTA 5, mai terorizăm băgăm, un pic. Băgăm. Mai terorizăm pe acolo un pic așa și noi. Băgăm, că n-am ce face. Mi s-a deschis apetitul așa rău. Da, la GTA 5, și îți bagă de poliție. Să terminăm așa un pic, dar facem tot așa, știi? Mergem la tren. Și stăm acolo în gura podului, știi? Da, da. Să nu poate să vină nici după noi până vine trenul. După aia bam, dă-i și dă-i în elicoptere, dă-i pa. N-am făcut 5 stele până acum. Pe singur am făcut și-o, dar în multiplayer n-am făcut 5 stele. La 5 stele vin tancurile, frate. Să vină. Furăm un tank. Da. Ar fi tare să faci un video cu am furat un tank. Am furat un tank pe GTA 5. 46 minute. Se face întuneric, lumină. Mai avem 200... Bă, dar ne-am mișcat, nu glum. 241 de km. Mamă, serios? Mhm. Ia să-i bag un cruise control să meargă singur, nu mai ții mâna pe buton. Plus 50 de puncte pentru 100 de km de conducere liberă. Nu mă avantajează, am level 14.000. Cum ar fi să-ți dea patronul 50 de euro pentru conducere liberă? Nu, niciodată. Niciodată. Bă, tu te încarcă, bă. Mergem, dacă mergi gol, mergi în pierdere. Da. Hai, tot așa. E o bătaie de joc aici cu camionele astea. Eu m-aș lua de... Uite, Mr. Z și Mr. Carote, unul după altul. Tăi, să-mi bag carote. Și Ron 204. Asta e vărul carote. Au ce ping are Ron 21, băi. Cum a făcut ăla? Unde e ăla? Opa. De unde e carote ăsta, în oraș? Mr. Carote? Nu mai este, nu mai văd. Nu mai e, frate. Mr. Carote. Bă, abia aștept să trec profilul lant. Euro Truck. Cât mai am până termin tuturor hărții ăsta? Din Faro până în Albacete. Și gata? Și gata. Bravo.
N-aș fi putut să fiu sincer cu tine. Bă, dar faci episoade, nu fiecare dată. Când ai chef să înregistrezi, înregistrezi. N-aș eu, fi putut, frate. Eu am pipichile, ei niște treabă și când așa... Bine, se vezi că DLC-ul ăla... Cu așa îl fac tot, îl conduc tot. Bă, te să iau pe aici? Nu, pe aici, drum. Hai mă, să faci 500 de abonați, poate câștig și eu un DLC, drag. Exact, vezi? Dacă eu vreau să te depășesc, frate. Dar te duceai tu, la pune, dacă pui pe hartă, te duce exact unde e. Unde trebuie, pe afară. Mr. Z, you too. Da, vreau să te depășesc, dar na, din instinct. Opa, zic, stai, că nu... După aia, nu mai știu pe unde să merg. Da, da. Tu pe eu la băieți, mă, la Kaufland. Vrei o programare, să zici care ce asta. Nu are nimic. S-a dus asta cu toată programarea, nu am făcut nicio programare, mi s-a dus adăuază fără programare. Tot fără programare s-a dus. Mergem înainte? Da. Primele 110, nu poți să mă depășești. Poți primi mai mult de 110? Nu, dar în urcări și așa te depășesc. Eu sunt încărcat, e gol. Nu sunt gol, frate, că am și-o portofelul la mine. Eu pot să vorbesc ce vreau de prietenul ăsta, el nu știe canalul de YouTube, știi? Pentru cașcaval. El nu știe canalul de YouTube și n-are cum să aflu ce vorbesc eu. Păi dă-i mă și lui canalul tău să-ți dea un subscribe acolo. A, să mai bine așa. Încă un subscribe în plus. Lasă-l așa, nu. Nu sufăr de la după băiat aia. Acolo. Nu sufăr după celebritate, te-a nu știu. Mai bine. Cu un abonat în minus decât în plus. Blackbeard. Nu mai claxona, mă. Cine, eu? Nu, ăla. Nici măcar nu l-a băgat în seamă, nu l-am auzit măcar. Băi, așa e, când te ajungi, nu mai bagi oameni în seamă, na? Da, frate, dar ești înainte. De seama că noi aveai eu 2 milioane de abonați. Da. Nu mai bag pe nimeni în seamă. Nici măcar pe faci... mine. Nu mă bag nici pe mine, pe mine în seamă, nu că pe altcineva. O să fac video dacă-s plătit atâta. Suntem 2000 de euro, băieți, video. Da, 5 secunde. N-o să întâmple și asta, am 2 milioane de abonați, dar... Zic și eu așa. No, 90 la oră. Mergem așa, frumos. Care nu aud, eu am 110. Și mai avem 97, 96. Mai avem sub 100 de kilometri. După care îi băgăm la bătut poliția. Da. Venim din curse și venim supărați. Păi îi batem pentru că ne ținut pe aici acum. Bă, dar nu am, ne-am întâlnit cu câtva să așa. Un frate, au fost atâți. Și... V-am făcut reclamă pe canalul lui Mr. Z. Domnul CEO de la Dalin. Băgat acolo 5.000 de euro că vă face reclamă de Island. Da, dacă nu vin pe GTA și vă sparg. Vă găsesc unde sunteți. E de 5.000 de euro în fiecare cont, nu numai într-un cont. Păi da, normal. Așa de scump, domnule, da, crezi că... Noi foarte scump. Noi ne vindem... Noi lucrăm mai scump așa. Ne vindem foarte scump. Dar noi... 237 de lei achitați, bravo. Noi pe cursul luăm dublu.
cu camioanele. Așa că, băieți, dacă aveți decorat ceva pe aici, noi suntem disponibili. La dublu. Dublu sau nimic. Apoi Imbra aici, fraților. Colimbra. Alt punct de trecere, mă. Altul, frate. A, dar aici e pe sus, nu mai e treabă cu intrarea primă. Taxa 15 lei achitată. Tu ai în lei? Da. Ceva nou. La mine euro. Eu uscu euro. A, tu vorbești în euro. Eu doar în euro atât. În euro și în criptomonezi. Hop, încetul că pe aici trebuie să intrăm la o firmă. Bun venit în faro. Fa. Ce băieți. Bă, dacă e sens giratorul, de ce mai pus și semafor? Nu înțeleg. Păi nu e sens giratorul, frate meu, ăsta. Păi cum, că așa pare. Nu e. Pare. Tu n-ai văzut că poți să ieși pe mijloc, sunt benzi? A. Păi. Mă rog, eu am gândit-o în favoarea mea. Zic eu că așa e. Eu am gândit-o în favoarea mea. A, asta e altă treabă. Bă, băieți, de la faro mai avem. Mai are, nu mai avem. Mai avem. Unde e Albacete? Stai așa. Uite, Albacete e aici. Mai avem ceva, cu două episoade, maxim 3. Prieteni, cam ăsta a fost episodul. Ne vedem în episodul viitor. Nu știu cu cine, cum și când. Dar ne vedem. Până atunci, numai bine. Pa, pa!